Încă 61 de locuri noi de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul Mehedinți. Persoanele interesate au la dispoziție 61 de locuri de muncă vacante, care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți pune la dispoziția persoanelor interesate astăzi 3 decembrie un număr de 61 de locuri de muncă vacante, după cum urmează. Agent de securitate 5 locuri, ajutor de bucătar 2, ambalator manual 1, bucătar 1, bucătar șef 1, cofetar 4 locuri, dispecer 2, director comercial 1 loc, electrician 1 loc, frizer 1, frezor universal 1, inginer rețele electrice 1, lucrător operativ autocompactor 8, lăcătuși construcții metalice 6, lăcătuși mecanic 2, lucrător comercial 1 loc, lucrător gestionar 1 loc, mecanic auto 1, muncitor necalificat 4, operator calculator 1, pădurar 1, săpător manual 1 loc, șofer 6, sudor 1 loc, specialist în domeniul calității 1, strungar universal 1 loc, vopsitor în lemn 1, vânzător 2 locuri, tehnician electrician 1 loc și 1 loc de tâmplar universal. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.